Bună, eu sunt Valentina, astăzi vom face un nou video și anume vom face un unboxing. Am început să-mi comand iarăși chestii și am zis să vi le arăt și vouă. Poate vă plac și poate doriți să vă cumpărați și voi chestii asemănătoare. Așa că avem aici o cutiuță și o vom desface. Mi-am luat o foarfecă. Haideți să vedem ce se află înăuntru. Începem cu o paletă. Iarăși mi-am cumpărat o paletă de la Morphe. Paleta 39S. Este o paletă destul de mare și este iarăși printre cele apărute recent. Hai să luăm această folie. Ia uite. De fate și câteva glittere. Chiar este foarte drăguț, abia aștept să-mi fac și un make-up roz, pentru că chiar nu mi-am făcut niciodată unul roz și vreau să încerc să-mi fac și eu unul. Este foarte drăguț. Acesta este un carton și aici are magnet. Și cum îi dai drumul, ea se prinde. Vedeți? Bun. Mi-am mai comandat un tuș. Dar de data aceasta nu unul gel, ci unul stilou. Așa. Și are vârfulețuri foarte, foarte, foarte subțire. Este un tuș negru, bineînțeles. Mi-am mai comandat și un rujuleț. De fapt, acesta este un set. Și trebuie să conțină 3 chestii. O burma și navieții. Ok, poate termină vecinul. Așteptăm. Bun, revenim. Aici avem un set. One hour later. Bun, pentru că tot s-a oprit și vecinul din dat găuri cu bormașina, să revenim. Avem aici o cutiuță în care se află 3 chestii. Avem prima dată un ruj nude. Îmi place foarte mult culoarea. Mai avem un gloss. Și un creion din aceeași gamă. Setul se numește Blushing Nude Leo Trip. Aici avem un iluminator sau highlighter. Sunt înnebunită după iluminatoare, îmi plac super mult, am foarte multe și tot îmi doresc cât mai multe posibile. Wow! Cred că e un pic cam închis. Mi se pare un pic de tot închis și roșiatic. Într-o cantitate mai mică, să nu se vadă roșu, pentru că mie nu-mi place absolut deloc când e roșiatic așa. Chiar nu înțeleg. Mi se părea mult mai deschis pe site. Acesta se numește Boom. Și mai avem aici încă o paletă. O să ziceți că sunt nebună cu atâtea palete, însă nu mă pot abține, știți cum e. Înainte vreau să zic că nu aveam absolut nicio paletă în casa cu... Fac colecție și de palete și de cercei, fiecare cu plăcerea lui. Și
Și mai avem o paletă nude. Este asemănătoare cu cea pe care am primit-o de ziua mea, însă nu e la fel. Avem aici o parte de farduri mate și aici o parte de farduri sidefate. Adică este împărțită în două. Chiar e super tare. Și să vă zic și numărul, paleta este 35R Ready Set and Gold. Și cam atât. Acestea au fost produsele. O să vă las și prețurile pe ecran. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, bineînțeles, dacă nu ați făcut-o deja, să dați acolo pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez. Puteți să-mi dați și un follow pe Instagram și pe pagina de Facebook. Până data viitoare, vă pup și aveți grijă de voi.